Eu o să citesc și eu Psalm. Cartea a patra. Psalm. Cartea a patra. Psalmul 90. O rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din vecinicie în vecinicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fiii oameni. Căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieței noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trece iute și noi spurăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești. Ai milă de robitori. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte te-ai izmerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Iahveului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor.